Slavă Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfânt de trăim, miluiește-ne prin noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâni, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindică neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Că ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, Dumnezeu, din viac, din neam adormit și tot ceea ce a fost aici împușcați la lunca, Valea Prutului robii Tăi și dușe în Siberia, în legă, în lacrimi de sus, înfometați în foamete, și robii Tăi, Dumitru, Ironica, Ion, Toader, Toader, Evgenia, Nistor, Toader, Gloria, Vasile, Andrei, Andrei, Ion, George, Dumitru, Ion, Dumitru, Ion, Vasile, Toader, George, Stefan, Petru, Vasile, Martin, Constantin, Nicolae, Nicolae, Iacob, Ion, Ștefan, Ili, Ion, Dumitru, Ion, 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 Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Vasile, Alexandru, Evronia, Ion, Ana, Lazar, Elena, Simeon, Ioan, Vărvara, Ierica, Nică, Aurica, Florica, Evgenie, Grigorie, Floria, Ionora, Ion, Elena, Victorie, Ioan, Aurel, Ana, Grigorie, Elena, și pentru ca să le ierte lor toată greșala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! S-au pomenit eroii neamului, adormiți în dreapta credință. Cei adormiți în bună credință din veac în castră moșilor, a moșilor, a părinților, a fraților, a actitorilor, sfintelor Dumnezeu locașuri, ortodoxilor creștini, care zac aici pretutindeni, pentru odihna, liniștea și fericirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Fericiți într-o adormire eroi ostași, luptătorii români de aici, din toate timpurile, din toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagări, în închisori, pe întinsul gulagului sovietic, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și pentru demnitatea noastră, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Unii drepti se odihnesc. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Dumnezeu, împărăția cerului, iertarea păcatelor lor de la Hristos împăratul cel fără de moarte și Dumnezeu nostru să cere. De Doamne! Dumnezeu, Duhurilor, tot trupul care e călcat moarte și pe diavol ai surpat către viață lumii tale, însuși, Doamne, odihnește suflele adormiți robilor tăi căzuți aici la lunca duș în lagri închisori, în Onega, în Siberia, și toți cei pomeniți adormiți, tot neamul lor adormit, în loc luminat, în loc verdeasă, în loc de odihnă, neavuzită durerea, întristarea, suspinarea și orice greșeală săvârșit ei cuvântul, sau cu lucru, sau cu gândul, ca un bun și viitor de oameni, Dumnezeu iartă-i! Dumnezeu.
Nu ești de om care să fie vios și nu greșească, numai tu însuși ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu care s-au pomenit aici și cei care au căzut între acestea locuri și în toate pământurile Sibiriei, Onega și Hristoase Dumnezeule, și ție slavă înălțăm și celui fără de început al tău, Părinte, prea bunuși de viață, Cătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să ne vrednicim noi ascultați Sfânta Evanghelie pe Domnul Dumnezeu nostru, să-L rugăm. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Pace. Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Evanghelist Ioan, ce ti se va? Mărire-ți-e, Doamne, mărire-ți-e. Să luăm aminte. Zisa Domnul către iudei care veniseră la dânsul: adevărat, adevărat vă spun două, cine ascultă cuvintele mele și crede în cel care m-a trimis pe mine are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun vouă că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și care vor auzi, vor învia. Căci precum Tatăl are viață în sine însuși, așa i-a dat și Fiul să aibă viață în sine însuși, și i-a dat lui putere să facă judecată, pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, căci vine ceasul, când toți cei din morminte vor auzi glasul lui, și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândei. Nu pot eu să fac de la mine nimic precum aud judec, dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu, care m-a trimis. Mântuiește-ne pe noi, ceea ce ești mai cinstită decât ierovii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii. Are fără frigăciune pe care Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine și acum adevărat născătoare de Dumnezeu. Nosso
slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în veci vecilor! Amin! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! În au presimțit de stăpâne binecuvintează! Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratii Maicii sale, ale Sfinților Măriți, Dolăudaturi, Apostoli, ale Preacuvioși Dumnezeu, purtători părinților noștri și ale tuturor Sfinților, sufletele robilor Dumnezeu, a celor care au căzut într-acest loc, și a tuturor din totdeauna din Siberia, Onega și toate locurile, mutați de la noi în locașurile dreptilor să-i așeze, în sânul lui Avram să-i odihnească și cu dreptii să-i numere, iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască ca un bun și iubitor de oameni. Pentru fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, adormiților robilor Tăi celor care s-au pomenit aici și pe acei care n-are cine să-i pomenească și le fă lor veșnica pomenire. Fă lor veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Și le fă lor veșnică pomenire. Fraților, și a doilea oară, și a treilea oară, Dumnezeu să ierți, să odihnească. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iubiți frați și scumpe surori, dacă nu ne-a înfrățit bucuria, ne înfrățește durerea. Iată că astăzi ne-a adunat pe această vale, am putea spune valea plângerii, valea durerii. Câțiva pași, câțiva pași și erau în brațele mamei patriei.
În urmă era durere. În urmă era suferință. În urmă plângeau cei care i-au petrecut și s-au îmbrățișat pentru ultima dată. În față stătea bucuria, îi aștepta țara și neamul. Însă, la mijloc, s-a frânt viața lor. Au murit cu durere de cei de acasă și au murit cu durere pentru cei care n-au putut să-i îmbrățișeze dincolo de sârmă. De atunci și până astăzi, e durere, e suferință și la noi acasă de multe ori parcă suntem străini. Le-am pomenit numele. I-a pomenit cerul. Astăzi am văzut că s-a încălzit. A vrut să-i încălzească Dumnezeu la sânul lui. Cei care au înghețat pe această vale au murit cu dureri în suflet. Poate vă strigau să le veniți în ajutor și n-au fost nimeni. Mult a trebuit să chinuie, să sufere acest neam al nostru. Pentru credință, pentru neam, pentru țară. A trebuit să sufere și nu puțini au murit. Dar au rămas cei care au trebuit să rămână. Au rămas fii ai bisericii noastre și ai patriei românești. Atât am vrut să vă spun. Vreau să vă îmbrățișez. Doamnă draga consul, doamna Irina, dragi parlamentari din Parlamentul României, deputați care ați venit să vă întâlniți, frații, cu durere. Și, dragă primăreasă, vei rămâne primăreasă în veac. De fi de acum înainte primăreasa românilor și a Bucovinei. Pentru că, doamna Lenuța, vreau să vă mulțumesc din suflet. Cât mai avem oameni de aceștia, nu va despărea nici țara, nici neamul, nici limba și nici credința. Nu vă laud. Le spun direct. Bravo celor care nu strigă cu gura că sunt români, ci arată cu faptele, cu viața și cu trăirea lor. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, cei care ați venit departe, de la București și aici din jur, părinților care ați venit după Sfânta Liturghie, v-ați ostenit. Aici și astăzi geme pământul. Și aici suferă durerea, chiar dacă au trecut atâția ani. Sufletele lor sunt veșnice. Ei vă mulțumesc din cer acum. La toți cei care ați venit aici, ei vă mulțumesc pentru dragostea cu care le-ați arătat-o. Ne mândrim că suntem români. Ne mândrim că suntem ortodoxi. Că purtăm aceeași cruce la pieptul nostru. Avem aceeași limbă pe care vă rog, păstrați-o. Să nu lăsați niciodată să o calci cineva în picioare. Am avut dreptul și avem dreptul pe care Dumnezeu ni l-a dat, nu oamenii. Să ne vorbim limba, să ne îmbrățișăm unii pe alții și să spunem că suntem români. Nu fac politică, dar durerea care este în suflet trebuie să o spui. Și niciodată nu mi-este rușine să mă numesc român. Mulțumim la toți cei care ați venit astăzi aici și cerul să vă binecuvinteze pe toți. Poate n-am știut pe fiecare să-l amintesc în cuvintele pe care le-am spus, dar prezența voastră, că suntem împreună, arată că veșnic așa vom fi. Să ne ajute Bunul Dumnezeu și aici, pe pământ și în ceruri sus, să fim împreună. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă răsplătească. Asta este românismul nostru. Să nu uitați de cei care în durere s-au dus. Să nu uitați de cer, de pământ. Să nu uitați de patrie. Și chemați-l pe Sfântul Ștefan cel Mare, în ajutor totdeauna, să ne apere neamul, țara și limba. Dar cel mai frumos de toate, credința noastră ortodoxă,
și drepturile pe care le-a dat Dumnezeu poporului nostru de a fi cei care suntem. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă ajute. Amin. E frig. Aș fi vorbit mai mult. Aș fi vrut pe fiecare în parte să vă îmbrățișez. Să duceți salutul nostru frățesc. Spuneți fraților că vă așteptăm. Și de multe ori am zis cei care nu ne mai înțeleg. O zi măcar să trăiască toți cei cum am trăit noi toți anii despărțiți unii de alții. Să vadă ce înseamnă despărțire, ce înseamnă durere. Așa le dorim la cei care nu ne mai înțeleg. Să trăiască o zi care a trăit popoarele noastre, părinți dincolo, copii încoace, soți de soții, părinți de copii. Asta a fost durerea neamului nostru și încă vom duce mult. Vom suferi, dar nu vom uita că suntem puternici, că-L avem pe Dumnezeu. Amin. Spune ceva. Atâta, cu atâta dragoste și cu atâta durere în suflet, îți povestit tot prin care trece neamul nostru. Nu știu pentru ce, sau pentru... Cred că este dragoste de libertate, dragoste de neam și țară. Asta e tot aceea ce vrem noi. Nu vrem altceva, nimic, să vorbim în limba noastră, să zicem Tatăl nostru în limba noastră, să ne rugăm în limba noastră. Oare asta e păcat? Oare asta e o crimă? Cum au fost numiți și ei, cei care au murit în zilele acestea, în ianuarie și în februarie, vrând să treacă, să fie liberi. Doar să fie liberi. Cu atât mai mult am mai găsit în niște documente care spune că măcar că în 6 spre 7 au fost omorât la 600 de persoane, peste 500, nu, 570, așa am găsit. Am mai găsit câteva, unde era scris că în 13 spre 14 februarie s-a mai pornit un grup de peste 400 de persoane și s-au coborât la, cine știe, la Mahalenic, la Coteni, în jos, cum este mobilul dom acolo la noi, și s-au strâns și trebuiau să vie două persoane, două călăuze care să le ducă. N-au venit, au stat mult, au înghețat de frig și cred că asta a fost norocul lor, dar nu prea mare noroc. S-au întors acasă și totuși au fost trădați, au fost vânduți și după aceea au fost deportați familiile cu tot cu familie. Sunt scris, adică au fost condamnați, scris, trădători de țară. A cui țară? A cui oameni buni țară? Doar noi am fost români, aici în pământul este o trăit români și nu altceva. Din 1472, de când Ștefan cel Mare a făcut satul Mahala, atunci era Ostrița, Daniei Mănăstirii Putna. Deci atunci eram români. Și în 41 ce eram de acum? Am trădat țara cui? Deci Dumnezeu să ne ierte pe noi, că într-adevăr, cum a spus și văd, că e frig. Și cred că persoanele care nu au venit, cum vineau în ceilalți ani, s-au speriat de frig. Că și ieri toată ziua, ce facem? Vare cum mergem? Cate ce e afară? Zic, până mâine e mult. Și uitați-vă ce frumos. S-a liniștit și vântul și plouă câte o leacuță, adică ninge câte o leacuță, parcă mi se pare că ne dă un semn de sus pentru că bucurie că am venit. Și Vladica, care nu se știe că vine, în ultimul moment a venit, asta e, părinte, mulțumesc foarte frumos, Dumnezeu să vă dea toate ce doriți și mulțumirile la toată lumea asta pentru că ați venit și ne-ați ascultat, că veniți, ați fost și la 75 de ani când am sfințit această troieță. Mulțumesc foarte frumos, mulțumesc la toată lumea care ați venit aici. Sfinția dumneavoastră, părinte Vladica Longhin, vă mulțumim mult că ați venit astăzi aici, prea cucerniși părinți, vă mulțumim pentru frumoasa slujbă de pomenire a martirilor români. Mulțumim tuturor celor care au participat și au venit și au parcurs drumul de la România, domnule senator, stimați domnilor deputați, doamnelor și domnilor credincioși, suntem astăzi aici pentru a vărsa o lacrimă pentru martirii noștri de la Lunca, pentru a ne ruga pentru sufletele lor și pentru a fi împreună la această slujbă de pomenire. Consulatul General al României la Cernăuți este alături de dumneavoastră și încearcă să fie și să participe la toate evenimentele pe care le parcurgem pe acest temp
la aceste meleaguri. La Lunca este un moment istoric tragic pentru România, este un moment istoric greu de dus pentru sufletele românilor de aici. Cunoaștem durerea dumneavoastră, suntem alături de dumneavoastră, iar eu, în calitate de consul general, încerc să fiu cu sufletul, cu gândul, cu fapta, alături de tot ce înseamnă românism. Vă mulțumesc dumneavoastră, doamna Elena Nandriș, pentru toate eforturile pe care le-ați depus, pentru organizarea acestui eveniment în aceste zile grele, în aceste zile pline de ger, în care noi ne-am rugat cu toții ca astăzi Dumnezeu să fie blând cu vremea și să fim aici alături de dumneavoastră. Mulțumim pentru tot efortul depus an de an pentru această trăiță minunată în care putem să venim să ne aducem aminte de martirii noștri de la Lunca, de acest eveniment important pentru noi, pentru familiile lor, pentru tot ce dumneavoastră încercați să ne expuneți și să ne aduceți în amintirea celor care au suferit aici. Eu vă mulțumesc, mulțumesc organizatorilor, vă mulțumesc tuturor care sunteți prezenți astăzi și să sperăm că astfel de evenimente istorice nu or să se mai întâmple niciodată, astfel de masacre nu or să mai aibă loc. Noi trebuie să fim mai buni, să fim în spirit de Dumnezeu, să încercăm să păstrăm pe aceste meleaguri limba, portul, tradiția românească și credința noastră, pentru că ea este cea mai importantă pentru sufletele noastre. Și pentru asta vreau să vă mulțumesc tuturor celor care sunteți prezenți, pentru că sunteți cu adevărat români și simțiți românește. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc bunul Dumnezeu și mulțumesc tuturor că astăzi sunt prezent alături de dumneavoastră pentru așa un eveniment frumos și important în viața noastră, care noi putem cu toții să depunem o rugăciune și ridicăm împărăstați pentru cei răposați care au decedat pe aceste meleaguri. Vreau să vă mulțumesc din suflet la toți. Într-adevăr, este frumos că suntem grămadă, putem să ne rugăm, putem să depunem o rugăciune. Mulțumesc cu mult, stimata noastră doamnă primar, pentru tot ceea ce face, pentru stăruința ei și mulțumim la toți încă o dată pentru prezență. Vă mulțumesc frumos din suflet și să fim și să ne dea bunul Dumnezeu să rântuiască, să ne întâlnim și la anul viitor. Vă mulțumim tare frumos! Mulțumesc frumos! Nu cred că primarul nostru se supără când ei zic doamna primăreasă. Ne-a spus cineva, zice, de la timpul românilor până amu, cei mai mult am fost eu, 15 ani primar. Deci, cum ați spus, Vladica, cred că rămân primăreasă pe viață. Presimțite, n-ați presimțite, Vladica Longhin, preacucernici, cucernici părinți, preacuvioase măici, doamna consul, parlamentarii care ați venit așa, s-a făcut așa un drum de mare, la București până la Mahala. Noi venind după Sfânta Slujbă de la Mahala, am vorbit tot drumul. Cât noi am venit cu mașina și ne-a părut că e foarte departe. Dar cum au venit aceia ai noștri mahaleni care în ianuarie, la sfârșitul lui ianuarie, a venit în coace și a ajuns pe aceste locuri și la începutul februarie, dragii mei. Fie Domnul proslăvit că ați venit și am făcut și facem aceea ce ei nu pot să facă, dar noi trebuie să facem pentru tine. Dragii mei, o groapă era descoperită și ea este în Mahala. Dar trei gropi nu sunt descoperite. Ele sunt aici, noi suntem pe cel loc, poate că suntem pe oasele lor. Fiecare pătrat de pământ este sfânt și udat cu lacrimi și cu sânge, fiindcă aici, pe o seamă de vii, i-a îngropat. Se spune și am auzit așa niște cuvinte în trecut, că câteva zile pământul se mișca, fiindcă ei nu erau morți. Dar acolo s-a nădășit în gropile cele, dragii mei. Și sigur că atunci s-a ridicat prutul, primăvara, și acele gropi, când s-a întors frață și s-a descoperit mai o groapă, a dorit ca să fie ei descoperiți, să fie duși la Mahala, unde biserica noastră are 200 de ani, am plinit, și când am venit în Mahala, i-a spus că aici au fost ei toți puși și pe mulți i-a cunoscut. Pe cine l-a cunoscut? După bonghiță, pe cine după bătic, pe cine l-a cunoscut, da, după îmbrăcăminte, că, dragii mei, de acum ei erau descompuși. Noi
ne îmbrăcăm întotdeauna în veșminte negri, măhalene, fiindcă eu nu puteți să ne îmbrăcăm noi, slujitorii bisericii, în alb, fiindcă pentru noi este o tragedie, dragii mei, este o scârbă, fiindcă foarte puțini au scăpat. Aici le-a așteptat mitralierele și aici i-au fost uciși, omorâți și pe urmă au fost deportați. Nu zeci, dar sute, dragii mei, și mai mulți au pătimit și au murit mahalenii noștri. Din altele sate mai puțini, dar mahalenii au murit foarte mulți. Așa cum la Fântâna Albă, acolo au mulți din părțile cele, dar după Hlipoca, dar aici, în părțile și aici la Lunca, au murit așa mai mulți mahaleni. Dragii mei, să fie Domnul proslavit prin faptele voastre cele bune și mari, care voi veniți și pomeniți întotdeauna. Noi nici când nu uităm eroie, dar 33 de ani de acum sunt Mahala, întotdeauna noi, dar primele zile și prima duminică din februarie, noi întotdeauna ieșim la cimitir și pomenim pe eroii noștri. Și... Viața mare.
uităm. Pentru țară, pentru neam, pentru frunza de pe ram, fruntea sus să ridicăm pentru acest neam. Toți urmașilor Ștefan, cu căciule și suman, fruntea sus pentru țară, pentru neam. Pentru țară, pentru neam, pentru frunza de pe ram, fruntea sus să ridicăm pentru acest neam. Toți urmașilor Ștefan, căciule și suman, fruntea sus pentru țară, pentru neam. Pe bunii moștenire ne-au lăsat o țară, un pământ, un rai curat. Frumoasă-i Bucovina noastră-n veci, cu core, cu izvoare, cu potici, ca niciodată mai unii să fii. Demnitate limba s-o vorbim și capul sus ca Ștefan să-l ținem. Pe lume doar o țară noi avem, pentru țară, pentru neam, pentru frunza de pe ram, fruntea sus se ridică pentru acest neam. Toți urmașii lui Ștefan, cu căciule și suman, fruntea sus pentru țară, pentru neam. Pentru țară, pentru neam, pentru frunza de pe ram, fruntea sus se ridică pentru acest neam. Toți urmașii lui Ștefan, cu căciule și suman, fruntea sus pentru țară, pentru neam. Pentru țară, pentru neam, pentru frunza de pe ram, fruntea sus se ridică pentru acest neam. Toți urmașii lui Ștefan, cu căciule și suman, fruntea sus pentru țară, pentru neam. Fruntea sus pentru țară, pentru neam. Fruntea sus pentru țară, pentru neam. Felicitări!